Asta este. Ia uzi, bă, tăt. Cel mai mare motiv pentru care micuțul e confundat cu grasul XXL din țara asta. Da, bă, păi mie mi se cer autografii și CD-uri. Și dau autografii, dar știu micuț. CD-uri n-am, dau casete. Și pe grasul pun să zică glume. Dar nu zice, îi înjură și pleacă. Nu e adevărat, pe Dragoș nu-l confundă nimeni cu nimeni. Da. Și asta am vrut să vă zic. Uite că... Mi-e de scuze! Bună dimineața! Hai de ținem într-un colegi. Da, iertați-mă. Păreți mai înalți la televizor. Ei sunt prietenii noștri. Făcătorul de DJ. Salut! Și DJ-ul persoană. Salut! Da. Deci salut pentru oamenii de acasă. Avem lângă noi pe Robert Graur și Vlad Mustățea. Haideți un pic să vă prindă pe toți, să vă vadă cum sunteți. Ia, tu te pleacă de aici. Du-te, bă, dai, du-te de aici, bă. El e șaguna și nici n-are școală. El e șaguna, un freelancer amărât pe care l-a luat pe aici, că ne-a rugat familia lui. Luați-vă, dați-o pâine acolo. Gata, veni DJ adevărați. Avea o chestie aici cu... trebuie să da... ce, cum se... Dedicația a fost băieți. Da. Te-am adus băieți, nu? Pune-mi o piesă. Da. Vezi? Nu stă, îți dai seama. Atât de puțină școală are, nu puteți vedea chiar aici cât de puțină școală. Bun. Ce faceți? Roberte, hai încoace. Hai că tu ești maestru. Tu ești maestru și el e un ghet cursant. Noi încercăm să ne revenim după o săptămână groaznică. De ce? A fost 7 zile la munte, într-o vilă, 16 oameni, închiși acolo. S-a întâmplat o grămadă de lucruri, numai că... Dă-ne 12 exemple. Ați mers cu ATV-ul? Nu, n-am ieșit din vilă. Ați ieșit 7 zile? Stai 7 zile închiși în cameră, au mixat, au fost la curs, la workshop-uri, o grămadă de lucruri. Eu mă gândesc la niște chestii pe care le-am făcut eu. Nu e pe stilul armată, a fost altfel. Ok, că pe stilul armată ne și gândeam. Noi lăsam să dormă până la 12. Ce frumos. La prânz. Dar la cât se culcă dacă sunt DJ? Noi vreau să culce la 10, dar se culcă la 5, 6, 7. Păi cred că ăsta e programul de DJ, de fapt. Teoretic, da, am învățat și programul, fără să ne dăm seama. Foarte frumos. Poți să ne arăți câteva lucruri? Nu știu dacă ce are aici așa guna. Bine, așa guna. Putem să vă arătăm o grămadă de lucruri. Să ne înțelegeți, prea... nu e chiar DJ. E mișto așa, dar... Putem să vă arătăm o grămadă de lucruri, însă cei de acasă nu o să înțeleagă nimic. Dar nu e o problemă. Adică, dacă să zicem că eu, micuțul, vai de capul meu, de la Focșan. Așa. Vreau și eu să... Domnul, vă spun și eu o piesă sau nu știu. Ce trebuie să fac ca să spun? Deci. Dar știi ce mă mir? Că el fiind maestru în DJ-ală, n-a început cu... Aole, ce-i mă asta? Ce-i asta? Pe asta mă gândeam. Ce a, uite piesa ta foarte bună. A, și asta trebuie să... Asta trebuie să țin așa. Așa? Dă trece de ăsta așa că de... Băi, ești nebun? Gata, câți bani trebuie să-ți dau pentru faza asta? Mai foc, nu-i prea puțin. De câți bani luăm noi? Mă băgă că-ți poți să stai pe tură. Poți să ne dai discount dacă suntem doi? Dar stai mă, dar ai blocat piesa. Ok. Și acum ce fac? Fă și tu pe ăsta, așa ai răspuns. Dar de banii ăștia mi-a arătat în altceva, că o să învăț de la micuțul partea asta. Așa. Pune-o pe aia, frate, cu pe aia gravă de tot, de-a rupt... Bagă... Iertați-mă, domn profesor, nu știu ce m-a apucat. Ok. Ia. Asta e teleenciclopedia, sau? Fă asta. Deci practic același lucru, dar la altă piesă. Prima lecție. 600 de euro, dacă am înțeles bine, nu? Dacă vii cu noi 7 zile, da, așa aici nu, e greu. 7 zile, 600 de euro, training camp, DJs all around the world, right? Am înțeles. Și haide, hai ca să trecem de momentul ăsta, în care noi am cerut să fim învățați, dar nu prea. Stați așa ca să se clipa. Nu știu cum să oprești asta, domn profesor! Dă-i mai încet oricum, închide laptopul, asta e tot timpul. Hai să vedem un material pe care l-au băieții de prezentat aici și după aia revenim. Thank you.
Da, n-am putut să nu observ că muzica ce ilustra materialul vostru seamănă leit cu muzica pe care tocmai am mixat-o, ajutat de voi, ceea ce denotă, pe de-o parte, profesionism ca pedagogie din partea ta, dar și capacități uluitoare de învățare din partea mea, cam, cam exact. Antartit. El e ironic acum. Nu e adevărat. Spune, am o curiozitate personală și pe urmă ne povestiți și de training camp. De ce DJ-ii au întotdeauna niște căști uriașe? Adică, uite, eu am o cască foarte mică. Și funcționează. Încercați să compensați pentru ceva? Nu, uite, tu, de exemplu, aici stai într-un loc unde e liniște. Dacă te duci la discotecă și încerca să auzi... și încerca să auzi... muzica din cască în căști, nu o să auzi niciodată. De asta avem noi microfoane mai mari. Căști mai mari, dar se pare că și microfoanele sunt mai mari la DJ. Spuneți-mi, acest program, acest training camp pe care l-ați făcut, cui se adresează? Noi am încercat să luăm... din țară 10 oameni. Nu a fost un curs de pentru începători. A fost un curs de perfecționare. Așadar, de a duce la un alt nivel pe cineva exact, care exact. E deja. Nu, am vrut doar să explicăm lucrurile pe care un DJ le face și să învățăm pe cei care au fost acolo cum să le facă corect. Un fel de gramatica DJing-ului, să zic așa. Și ce nume au fost acolo? Printre invitați, ca și invitați, a fost Optic, a fost Avi de la Activ, a fost Laur Rusu, a fost Florin Groza de la HiQ, Mirica de la Narcotic Sound, a fost George și Cudoro de la Deep Central, a fost destul de mulți invitați, au fost câte doi invitați pe zi. Și profesorii lucrau particular cu fiecare? Profesorii, sau... da, au fost doi profesori și se duceau din cameră în cameră în timpul zilei și le explicau. Și nu s-au prins vecinii? Nu prea am avut vecini. Ați fost la munte? Am găsit o vilă fix pe DN1, nu aveam vecini, nu aveam absolut nimic. Și din punctul de vedere al cursantului, cum a arătat chestia asta? Chestia asta a arătat foarte tare, crede-mă. Deci 7 zile să stai să faci doar muzică, doar DJ-ală și mai ales și producție. Pentru că, de exemplu, cu George de la Deep Central am început o piesă chiar acolo, un remix. Da. Care asta va asta fi... vreau să întreb. Deci ca DJ, practic, poți să și faci piese. Cam asta e. Nu neapărat. Nu neapărat. E o piesă, o mixezi cu cealaltă și... O anumită perioadă de experiență, o să începi să vrei să pui muzica care te reprezintă pe tine și o să îți dai seama că ai nevoie de anumite elemente care să te reprezinte pe tine. Și atunci, probabil, o să treci pe partea și de producție. Plus, se uită lumea din Vaslui la tine, oare, în momentul ăsta? Cred că da. Hai, salută lumea din Vaslui. Salut lumea din Vaslui. Eu sunt curioasă dacă în toate case-urile alea aveți și viniluri. Au fost 10 pick-up-uri, câte 2 pick-up-uri în fiecare cameră și am avut și de-a vreo 100 și ceva de plăci la noi cu care au exersat în cameră. Cred că este mult mai spectaculos în momentul în care vezi multe viniluri. E tare, da, e mult mai greu de mixat pe vinil decât pe CD, dar feeling-ul care ți-l dă vinilul și sunetul pe care ți-l oferă vinilul e mult mai diferit decât cel de pe disc. Să simte în club. Să vezi ce suflet îmi inspiră mie Oana Paraschiv de la Știri. Vă invit să stați un pic alături de noi ca să mixeze ea niște Știri. Bună dimineața, cu ajutorul vostru cred că mă voi descurca de minune. Hai să încercăm. Bua, 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 bua. Da, hai să încercăm. Nu te mai auzim, Oana. Și așteptam, da. Deci nu vă băgați, ok? Da. Mă descurc singură. Sincer. Iată care sunt noutățile pe adevărul.ro. Pachetul de servicii medicale de bază a fost amânat din nou. Acesta nu mai intră în vigoare în luna mai. Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări spun că vor continua dezbaterea publică pentru eventuale modificări ale legii. Programul Rabla începe astăzi pentru persoane fizice. 17.000 de tichete sunt disponibile și vor fi alocate electronic dealerilor, spune ministrul mediului. Cei care își casează mașina primesc la cumpărarea unui autoturism nou o reducere de 6.500 de lei. PNL pregătește excluderea lui Radu Stroie din partid. Președintele liberal va lua astăzi o hotărâre în acest sens. Crin Antonescu l-acuză pe Stroie de trădare și asociere cu socialdemocrații. Victor Ponta vrea o dezbatere privind învățământul obligatoriu de la 5 ani, asta înainte ca guvernul să ia o decizie. Premierul susține că modificările legate de educația timpurie trebuie dezbătute public, nu doar să imite un sistem european. Economia românească va crește cu 3% anul acesta, cea mai mare creștere din regiune după Polonia. Estimarea Erste Group este peste cea a guvernului, care așteaptă un avans economic de 2,2% în 2014.
Cutiile negre ale avionului malaysian ar putea fi găsite în scurt timp. Autoritățile australiene spun că sondele au detectat de două ori semnale care corespund cu cele emise de aceste dispozitive. Victorie spectaculoasă aseară în Ștefan cel Mare, Dinamo a învins Oțelul Galați cu 3-1. Astfel, albroșii au urcat pe locul 4. Ne oprim aici cu știrile, ne întoarcem la colegii mei. Ne-am întors, ne-am scris dezlegat, desigur, pentru cei care urmăresc treaba asta și sunt naziști ai gramaticii. Mulțumim, Oana Paraschi. Baftă la mixat. Hai, Doamne, ajută la mulțumim, mulțumim. Mai am și eu niște întrebări, nu vă spărați. Să trăiți. Voiam să vă întreb ce au învățat cursanții în aceste zi. Adică în prima zi ce s-a învățat, în a doua zi ce s-a învățat? În prima zi i-am luat de la început cu basic-ul. I-am învățat să... În prima zi am început cu gramatica muzicală, să zic așa. What is gramatica muzicală? Ce ne-ai arătat? Măsuri, nouă, nu. Măsuri, fraze, cum e calcătuit o piesă, structura piesei, început, refren, cuprins. Pentru că toate astea sunt foarte importante în momentul în care mixezi. Că dacă nu le mixezi pe fraze și pe măsuri, iese nasol. Da. Plus că dansatorul de la discotecă se prinde că ai dat-o în bară. Adică oamenii de la discotecă. Dansatorii de la discotecă. Așa, în a doua zi? În a doua zi deja am început să le explic cum se structurează programul de club. Adică cum începi să pui muzică, ce spune fiecare piesă, când trebuie să pui fiecare piesă și așa mai departe. Adică în momente ale serii când trebuie da, să pui fiecare piesă? Da, teoretic fiecare piesă e ca o poveste și fiecare melodie spune ceva, sănătate. Și fiecare melodie spune ceva. Și când trebuie să pui exact în momentul ăla, fiecare piesă are momentul ei. Dacă pui mai devreme sau mai târziu, e greșit, deci pierd din efect. Și știu că fiecare seară la club începe cu un warm-up. Da, warm-up-ul ăla e maxim de important în orice club. Trebuie să fie o muzică foarte bună de ascultat, de socializare și nu trebuie să te facă să dansezi, nici să te stai pe scaun, trebuie să te facă să dai doar din picior și să te miști stânga-dreapta, foarte ușor. Dar asta de obicei o face altcineva, de exemplu, poate să facă, Vlad poate să-ți facă ție warm-up-ul, nu? Poate să facă și depinde de club. Sunt cluburi în care vine DJ-ul la 11 și pune muzica singur până la 12:30 când dă drumul la program. Sunt cluburi unde vine un DJ și pune muzică înainte de DJ invitat și așa mai departe. Bun, din a câta zi crezi tu că ei au înțeles exact despre ce e vorba și au început efectiv să fie cât de cât DJ așa? Păi sunt DJ în principiu. Ei, da. Nu, nu, să fie DJ apropo de standardele voastre. Și să zic că undeva la a treia sau a patra zi. Pentru că au fost ca un buret acolo, au prins o grămadă de informație. Și cu toate că în momentul de față au uitat sau n-au putut să o stocheze pe toată, o să existe momente în viață în care o să se lovească de ce le-am povestit noi acolo și o să zic că da, mă, uite, fiat, ce serios sună. Nu, chiar așa e, chiar așa e. Și uite, mă, că l-am mai zis atunci asta și chiar a avut dreptate, uite. Dar tu dai seama că asta sună, asta cu training camp-ul 7 zile undeva la munte, sună super party, așa. A fost, se strâng câțiva DJ și... A fost, să zic așa, semi-party, numai că... Era bazat pe mixat și pe da. Muzică. Am înțeles. Și ați avut și chestii... Am avut de obicei la masa de prânz aveam ciorbă, felul 2 și aveam o salată. A, am crezut că ați avut și chestii salată. Și ceapă sau... Nu, că mă gândeam, na, sunt 7 zile închiși acolo. Așa, și... Nu, eu am întrebat, nu trebuie să-mi răspunzi. Te deranjează când vine cineva, că deocamdată la tine nu știu de câte ori s-a întâmplat, sau nu știu dacă ești în măsură să te deranjezi. Da? Să vină la voi să zică, băi, te spăra, n-ai cumva aia de la Beyoncé când îi pui inelul pe un... Sau să dai dedicații? Bă, dacă nu-mi pui grasul... Bine, la vas lui îmi dau seama că toată lumea era... Auzi, prietene, vrei să mai pleci de aici? N-am făcut aici, exact accentul că-s din Focșani. Știu ce spui și e complicat. Le mulțumim prietenilor noștri. Mulțumim. Vă rog, anunțați acum dacă mai țineți unul și când. Când am întors ieri la muncă, unul dintre colegii noștri care s-a ocupat de organizare, după ce și-a pus o cană de cafea și a prins o țigară, a zis că se duce la calculator să caute o vilă la mare. Am înțeles. Deci urmează. Bun, urmează, uite, dar la asta e pentru la mare. Sau la mare. Sigur că da. Frigider. Altceva n-avem. Găsiți voi în rest cu ce să... Așa. Mulțumim foarte mult. Mulțumim că ați fost pe la noi. Bate cu următoarea, să vă distrați la fel de bine. Dar nu uitați să învățați, că asta e esențial.